limba latină nu mai e sine qua non și va dispărea din studiul elevilor. Până acum, fiecare elev de gimnaziu din România urma săptămânal câte o oră de latină. Numai că din toamnă și această oră se va evapora din programa școlară în toate cele trei variante de plan cadru supuse dezbaterii în această perioadă. Există riscul ca ora de latină să dispară din orarele copiilor noștri? Deocamdată există un proiect de plan de școlarizare care este deja supus dezbaterii. În funcție de aprobarea acestui plan, vom analiza și urmează o etapă de mobilitate unde vom avea grijă ca aceste ore să fie incluse în programele copiilor după noile planuri cadru. Reprezentanții inspectoratului școlar susțin că în județ nu mai există profesori de latină exclusiv pentru gimnaziu și că orele de latină erau predate oricum de profesori de română. Mai există profesori de latină doar la liceu pentru clasele de filologie. La nivelul județului Buzău sunt în jur de 200 de ore de limbă latină. Ele de regulă intră în catedra de limbă română sau sunt la plata cu ora pentru profesorii de limbă română, asta în mediul rural. Sunt în jur de 6 profesori de limbă latină care sunt încadrați la liceele cu profil filologie, specializare filologie. Din datele și din analizele pe care noi le-am făcut, nu vor fi afectate cadrele didactice din județul Buzău de modificarea acestor planuri cadru. La școala numărul 11, de exemplu, și la alte două școli din municipiul Buzău, plus alte două din Râmnicu-Sărat, cel puțin, mai există profesoare de limba latină. Florica Vișoiu, profesoară de latină la școala numărul 11, va solicita probabil pensionarea anticipată. Probabil poate ies la pensie. Dacă asta vor, voi ieși la pensie. Ce să fac? Nu sunt ore, nu mai am obiectul muncii. Anticipat și dacă ești anticipat, te penalizează. Eu m-am cam interesat și ca să ies anticipat cu 2 ani și să ies cu 8.250.000, nu, că după 36 de ani de muncă, cu gradație de merit, a treia gradație de merit și cu gradul 1, mă rog, eu zic că nu e chiar bine. Profesoara Florica Vișoiu tratează drept sabotaj eliminarea acestei ore la un popor de gintă latină. Nu credeam că se poate așa ceva. Dacă guvernanții consideră că trebuie eliminată latina, înseamnă că nu mai știu că suntem de gintă latină. Dar ora de latină de la 8 era pentru cultura generală. Era o oră chiar plăcută. Eu am încercat întotdeauna să fie o oră plăcută, din care copiii să acumuleze ceva, să zic. 80% din copii chiar au zis că au venit de plăcere la ora de latină. O pierdere. Să elimine ora de latină, consider că e un sabotaj. În urma eliminării orei de latină la gimnaziu, elevii care vor urma un liceu cu profil real vor termina cu școala fără a fi urmat măcar o oră de limba latină.